Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, vă spune Mike, astăzi vreau să vorbim despre cea mai grandioasă construcție realizată vreodată în România. În mijlocul orașului București, pe malul râului Dâmbovița, se înalță o colosală bijuterie arhitecturală Casa Poporului. O clădire impunătoare ce strălucește în soarele înălțător a României, aducând în sine nu doar povestea arhitecturală, ci o poveste a poporului român. În anii 80, în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu, s-a dat startul construcției cele mai mari clădiri administrative din Europa. Peste 700 de arhitecți și ingineri, împreună cu zeci de mii de muncitori, au lucrat neîncetat pentru a ridica acest monument al puterii. Ziduri de marmură, sute de săli și coridoare, o grandioasă sală de conferințe, totul trebuia să-și găsească locul în această imensă construcție. Odată cu căderea regimului comunist în 1989, construcția acestei clădiri a fost pusă sub semnul întrebării. Casa Poporului, denumită inițial Casa Republicii, a fost percepută de mulți ca un simbol al opresiunii și tiraniei regimului comunist. Cu toate acestea, după tranziția spre democrație, clădirea a devenit sediul Parlamentului României și treptat a început să-și găsească locul în istoria modernă a țării. Astăzi, Casa Poporului este mai mult decât o clădire administrativă. Este o destinație turistică populară, atrăgând vizitatori din întreaga lume. Turiștii sunt fascinați nu doar de dimensiunea și grandiozitatea clădirii, ci de povestea ei tumultoasă. Tururile ghidate oferă o perspectivă în profunzime asupra istoriei României. Casa Poporului rămâne un simbol al perseverenței și rezistenței poporului român. În ciuda controverselor care o înconjoară, clădirea continuă să fie un pilon al democrației și progresului în România. Prin păstrarea ei și prin împărtășirea poveștii sale cu generațiile viitoare, ne asigurăm că moștenirea și semnificația sa nu vor fi uitate niciodată. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și vă aștept data viitoare cu un nou tutorial despre România. Vă pupă mai!